Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut o întrevedere cu președintele României, Claus Iohannis, aflat într-o vizită de lucru la Chișinău. Discuțiile s-au referit la situație de securitate din regiune și problema refugiaților care părăsesc țara vecină fugind de război. Șeful statului i-a mulțumit președintelui Iohannis pentru ajutoarele oferite de România pentru oamenii din Ucraina ajunși în Republica Moldova, precum și pentru disponibilitatea Bucureștiului de a asigura coridor verde pentru admiterea acestor pe teritoriul Uniunii Europene. Cei doi șefi de stat au discutat și proiectele agreate la ședința comună a guvernelor din luna februarie, precum și alte subiecte de pe agenda bilaterală. Președinta Maia Sandu s-a referit la faptul că cetățenii Republicii Moldova deja pot folosi servicii de roaming la tarife reduse atunci când călătoresc în România, iar în curând vor fi pornite proiecte de infrastructură locală și construcția podului de la Ungheni trebuie totodată să avansăm în procesul de interconectare a rețelelor electrice ale țărilor noastre. Avem o agendă plină care reflecte o relație prietenească de parteneriat strategic între țările noastre, a afirmat președinta Maia Sandu.